50 de fotografii sunt expuse deocamdată în această expoziție. 50 de fotografii care reunesc pasiunea atât în timpul liber cât și în timpul serviciului. Exact. Da, unele sunt făcute în timpul serviciului, altele, cele mai multe, sunt făcute în timpul liber, dar au devenit fotografii publice pe care le folosește și presa pentru ilustrare de articole și partidele și multă lume. Gândit să fac și eu ceva cu prilejul centenarului și am zis să ilustrez romanul la centenar, cât de cât cu monumentele cele mai reprezentative pentru orașul nostru. Clădirea mea de suflet este biblioteca, care se bucură de un panou întreg, și toate celelalte. Fotografiile sunt mult mai multe, dar vor fi reunite într-o expoziție ce se va desfășura în perioada 15-31 august la galeriile Roman Art. Și atunci, acolo vor fi mai multe domenii, portrete, fotografii de spectacol. Eu nu sunt un fotograf care face fotografii artistice, eu fac fotografie urbană, după cum se și intitulează. Îmi place să cred că peste mulți alți zeci de ani va exista un alt domn care colecționează fotografii vechi și vor intra și aceste fotografii în colecții. Eu în general fac voluntariat, le dăruiesc cu plăcere celor care le-ar vrea. Deja am o solicitare pentru o doamnă din Toronto care mi-a solicitat episcopia și am zis că am să o trimit. Da. Expoziția este făcută cu sprijinul primăriei, dar au fost printate pozele de către mine, din pasiune pentru această îndeletnicire. Fac și la serviciu același lucru.